să se determine M aparținând lui R, astfel încât soluțiile ecuației x pătrat minus M plus 1x plus M egal cu 0 să satisfacă relația modul din x1 minus x2 egal cu 0. Am mai spus și la altă problemă treaba asta, da? Deci asta ce înseamnă? Că această relație nu este simetrică, da? O ridic la pătrat. Și modulul la pătrat e cantitatea din interior. La pătrat, ca să nu mai repet iarăși, iarăși, iarăși teoria, acum câteva probleme. Uitați-vă la 1,70 și nu știu cât. Deci asta ce înseamnă când o ridic la pătrat? X1 pătrat plus X2 pătrat minus 2X1 X2 egal cu. Și acum, din relație între rădăcini și coeficienți avem suma rădăcinilor este minus B pe A, adică este cine? Minus minus M plus 1, deci M plus 1 pe 1. Și produsul lor este C pe A, adică M pe 1. M. Să le notăm cu S și cu P. Da? De ce? Că x1 pătrat plus x2 pătrat, știți că este s pătrat minus 2p, că vine din binomul la pătrat, da? Din x1 plus x2 la pătrat. Minus 2p egal cu 1, adică s pătrat minus 4p egal cu 1. Și acum înlocuim. Cine este s? M plus 1 la pătrat minus 4m egal cu 0. Adică m pătrat plus 2m plus 1 minus, egal cu 1, mă scuzați. Egal cu 1 aici. Da? Așa. Bun, minus 4m egal cu 1, da? 1 și cu 1 se duc și am obținut cine? M pătrat minus 2m egal cu 0, de unde, iată, am m pe lângă m minus 2 egal cu 0 și avem odată m egal cu 0, odată m egal cu 2, da? Bun. Prin urmare, răspunsul corect, observați, m este 0 sau 2, da? Și cu asta am terminat problema. Bun.